Bun găsit, prieteni! Suntem la Banking for Zero, o conferință internațională dedicată tehnologiilor emergente care vor schimba fața industriei bancare în următorii ani. Am discutat pe durata a două zile despre blockchain, machine learning, biometrics, inteligența artificială, cloud computing. Și după finalul acestor două zile sunt alături cu domnul Alex Panican, Head of Partnerships and Ecosystem la Loft. O să ne spună el mai multe despre Loft chiar acum. Mulțumesc pentru că ai onorat această invitație. Mulțumesc pentru invitație. Te rog foarte mult. Deci Loft. Deci Loft stă pentru Luxembourg House of Financial Technologies. Deci suntem un hub fintech bazat în Luxemburg și suntem susținut de Ministerul Finanțelor și 20 de parteneri privați, bănci, asigurări și asset managers. Deci este o investiție guvernamentală care își propune să dezvolte sistemul fintech-ului și mai ales cel mai important, inovația în sectorul financiar. Deci eu ajutăm fintech-uri, dar ajutăm la fel sectorul financiar, pentru că conectăm aceste fintech-uri, sunt mai mult B2B, cu sectorul financiar. Deci noi împingem sectorul financiar să lucreze cu fintech-ul ca să fie mai inovat. De cât timp v-ați creat? 2 ani jumate. Și în 2 ani jumate, în portofoliul vostru, la câte startup-uri ați ajuns? Deci avem 67 de startup-uri incubate, okay. 150 și ceva de startup care sunt membri al Loftului. Dar ce mai interesant e câte proof of concept au fost făcute. Deci noi am integrat vreo 400 de conexiuni strategice între fintech-uri din lumea întreagă cu sectorul financiar în Luxemburg, care este băncile internaționale în orice caz, deci mai mult pe partea europeană, bănci franceze. Deci este un cluster unde startup-ul este mentorat, nu? E mentorat. Ajutat, deci, să se financeze? Într-o parte, îi punem în relație cu persoane și care să poate se dezvolte. Exact, și se dezvolte. Deci incubăm, îi accelerăm, dar suntem mai mult un facilitator pentru ele să facă business prin Europa. Și din fapt în toată lumea, pentru că avem vreo 25 de parteneri, alte hub-uri fintech ale noastre, care sunt în Asia, în America, în Canada, în Africa de Sud, cu care colaborăm. Aveți și companii din România care au ajuns la Loft? Da, pentru... avem norocul să avem pe Finquare, care este la noi. Da? Avem membrii români care ne vin și din Nice, alții ne vin din Cluj. Deci da, avem succesul ăsta. Și sperăm să avem mai multe în anii viitori. Pentru că, faceți un eveniment anual? Face mai multe, dar cel mai mare eveniment de mare impact, adică are 5-8 mii de oameni, nu știu, că da, între 6-7 mii de oameni, da. Deci se cheamă ICT Spring, este în mai, cred că anul viitor o să fie pe 6 mai 2020 și avem o asociație în România care este în Luxemburg, care este extraordinară, se cheamă Roblux, e o asociație de români care lucrează ca să creeze podul ăsta între România și Luxemburgului și mereu punem standuri la dispoziție pentru fintech-uri românești. Ai avut ocazia să te întâlnești cu mai multe fintech-uri, probabil, pe durata celor două zile. Da. Cum a fost vibe-ul? Interesant. Deci se vede că vin aici de vreo 2 ani în România și ca să văd scena fintech-ului. Deci meseria mea se găsesc soluții inovative, să le aduc în Luxemburg să lucreze cu sectorul financiar luxemburghez. Ce am observat este că este o ambiție din ce în ce mai importantă în România să se creeze un ecosistem fintech. Deci o să fie și creat, dacă am înțeles bine, o asociație fintech. Adevărat. De niște foarte buni prieteni. Deci se face lucruri foarte interesate. Avem tehnologia. Ce lipsește sunt ambiția să aceste idei să le punem în funcție. Vorbind de tehnologie și de toate aceste companii care vin la voi pentru a le ajuta să se dezvolte, care sunt tehnologiile cele mai prezente? Pe blockchain, pe inteligență artificială, pe machine learning? Da, blockchain, inteligență. Deci noi focusăm mai mult pe B2B. Uh-huh. Luxemburg acum 3 ani avea vreo 30 de fintech-uri și 80% era doar payment. Acum avem mai multe 200 de fintech-uri care sunt bazate în Luxemburg și majoritatea sunt pe fintech, regtech și AI. Pentru că obiectivul este să ajute sectorul financiar să se dezvolte, să fie mai inovativ. Deci astea sunt gen de fintech care ne interesează pe noi foarte mult. Ce urmează pentru voi? Ce vă doriți de la 2020? Să avem un partener român cu care putem lucra în continuare. Și cred că l-am găsit. Mulțumesc foarte mult! Mersi mult pentru Alex. Invitație! Mare drag!